Mă scuzați pentru deranj, domnule președinte, dar avem o problemă. N-avem nicio problemă, Varvaro, n-avem. Adică voi aveți o problemă și o să vă o rezolvați singur, pentru că dacă nu mă scotea doamna Melanie din buncăr, nu puteam să rezolv nimic, da? Deci problema ori așteaptă, ori se rezolvă fără mine. Clar? Și dacă mai deschizi o singură dată ușa, cât timp este doamna Melanie aici, să știi că te dau afară. Te dau afară din staff, din țară, din UE. Și dacă mă enervez, te dau afară de pe planetă. Pentru că pot, pentru că sunt președintele planetei. Ieși afară. Bine. Unde rămăsesem? Da, terminasem cu speaking-ul și treceam la doing, adică E, bine, păi dacă eu nu pot să intru, o să-i fac pe alții să intre. Hai că vezi tu că nu rămâne așa lucrurile. Aoleu, dar ce-ai pusit, dragă, ce arde? Mă rog, except în patul lui Pupăza. Vai, ce glumă bună! Chiar arde, la granița cu Ucraina de la Siret. Ce, mă? Ne-au bombardat rușii? Nu pe noi, pe ucrainieni. Și ăștia fug la noi în țară. Sunt cu zecile, sunt cu sutele acolo la graniță. E dezastru umanitar. Excuse Hello. Me, but I have an urgent problem with Mr. President. Mr. President is not here. It's not here. Nu e aici. Păi atunci spui că și-a uitat piciorul în pat. I can see his shoe, his leg. It's not his shoe. Să știi că pe mine nu mă interesează ce problemă ai și să ți-o rezolv singură, da? Îți asum, dragă, pentru că de-aia ești în guvern. Și dacă mă mai deranjezi odată, să știi că o să pleci tu din staff de mână cu Varvara, că sigur ea te-a trimis. Ce bănești, dragă! Ăla de la Roșia Montană e fisura jumate, stă să pocnească. Declară stare de calamitate și evacuează zona. Bă, nu pot să cred. Ce cauți, mă, aici? Permite să raportez, avem probleme, șef, cu viitura. Dar v-ați orientat și v-ați pus bine în pat, în caz că vine viitura ca sprutiți. Dar stați liniștiți că m-am interesat și viitura n-ajunge acile la București. Da, Chiorete, aș sta liniștit, mă, dacă aș putea, mă. Dar nu pot, pentru că îmi deschideți voi ușa din două în două secunde cu problemele voastre idiote ca și voi. Păi fii atent, ieși. Ieși afară și dacă mai vii o singură dată, să scrii demisia, mă. Hai, dispari. Tu înțelegi? Să trăiți. Continuă, madame. Tu nu înțelegi că sunt două avioane rusești în spațiul nostru aerian? Tu te băda aceea. Păi dacă erau două avioane rusești, nu mă suna pe mine de veselul sau măcar pe ăștia, cum zice, tot de la de veselul. Sau măcar un de vesel tot mă suna ceva. Nu te-au anunțat pentru că e o chestiune de interes național care ține de CSAT. Ce-a făcut? Adică de competența comandantului suprem al armatei. Și comandantul suprem al armatei e Pupăză. Hello. Bonjour, mademoiselle. How do you do? Asta e opera lui Varvara. Exact, că te-a mințit când ți-a spus că n-am vrut să te anunț de problema cu rușii. Care problemă cu rușii? Cu care problemă? Rușii au intrat în spațiul nostru, aerian zboară care duricele pe acea avioanelor. Dar tu de unde știi, mă? De unde? De la CSAT. Consiliul Suprem de Activitate al Țării. Da? Ce facem? Îi dobărâm sau îi mai lăsăm să zboare? Nu știu, mă, ia faceți ce vreți voi, mă, că eu trebuie să mă ocup de iubițica mea. Că s-ar putea să fie ultima șansă să mor și eu fericit. Anunțați tot staff că dacă mai intră cineva aici în următoarea oră, îi crăp capul. Fuga! Da, să trăiți! Așa! And now, că nu mai există nicio amenințare... It's here, come in! O să vă zic, fac acum, dar ce-ai spus? I-am avertizat! Sculiță! Da! Aveți grijă să nu călcați pe el! Ce ați făcut, șeful? L-ați frosnit pe Putin! E Putin? Adică el era în avioanele alea care veneau? Exact! Și să știți că n-avea de gând să ne borbandeze. Da! Dar ce vrea, mă? Să vă așezați la masa negocierilor! Că el a priceput mesajul pe care l-ați trimis. Strângeți dinții după joscus. Acum cu motona să aduc masa negocierilor acelea lângă el?
că el nu mai e stare să deplaseze. După cum îl văd, nici eu lucrez. Da. Și să punem o sticlă de vodcă pe ea. Da, să mai bem și noi. Nu, mă, să pară că a băut el și de-aia a căzut, da, clar. Da, și punem și dinții pe lângă sticlă să pară că... Șefă, dacă nu facem așa, o să înceapă al treilea război mondial. Prindeți-vă din aia care vă că o să vă ia somnul. Da, prinde-mi nimic. O să ne ia somnul de vechi pe toți, nu pe mărlanul. Că Putin atât așteaptă ca să vază el luminița de la capătul tunelului unde ne ascundem. Și cum a văzut-o, pac, lansează racheta termică. Că nu trebuie cu tunel, bă, că suntem într-o avărtă de vilă de protocol. Mai bine rămâneam în bucără de la Cotroceni, de la anti-atomic, anti... Dermic, antitermic, antitetanus, antitot. Antitermic ar trebui să iei tăfologule, tu? Nu vezi că aiurez de la febră? Adică, te povești că suntem mai în siguranță aceea în vârf de munte decât într-un bunker la mii de metri adâncime cât avem acolo, 6. Evident, prostăvane, că nu s-așteaptă nimeni să ne ascundem într-o vilă de protocol când avem bunker antiatomic la dispoziție. Unde crezi tu că s-a dus Putin să ne cate imediat ce s-a trezit în leașin? Aud? Nu știu, pe mine mă întreb. Mateescule, dacă mă mai atingi o dată, te crăp. Scuze, căutam întrerupătorul, pitulicea mea. Au! Ce-ai, femeie? Ți-am zis că dacă mă mai atingi, te troznesc. Scuze, eram eu, căutam telefonul. Ce faci, bă? Ups. Chiar că ups. Număream etichetele la sticle să nu lipsească vreuna. Nu te las cu chestiile astea, că avem chestiuni importante de discutat. Pe care, în calitate de șef al dispozitivului de pază și protecție, recomand insistent a le discuta cu lumina stinsă. Ia o schiorete, pe motiv că... Să nu-mi spui că ai pus și tu botul la prostia aia cu rachetele termice. Nu, șeful! Pe așa mă știți pe mine, prostăvan? Da! El poate să zică zice, nu? Păi eu l-am... Da, i-am confirmat că are dreptate, n-am zis de tine că ești prost, Doamne ferește! Plus că dacă săracii adăruși chiar ar avea ei asemenea tehnologie ca să ne diboaie, ei n-ar avea cum să ne găsească, căci că fiindcă noi am pus becuri dintr-alea cu lumină rece. A, și alea e, da, ele îngheață sângele ei când trece pe fața lor, brusc face, contratează, face cestită și moare. Plus că e economice, că sunt profesioniști, ce dracu, doar mă știți. V-am zis că nu e prost, prostul. Și atunci de ce trebuie să stingem lumina, profesionistule? Pentru economie. Și ca să poată Matiescu să te pipăie în voie pe tine. De-aia, că lui Tunericu îi dă aripi. El devine Cupidon. Băi, Farfarul! Farfarul, încetează, Farfarul, că dacă nu te... Ups! Șeful? Da. Prăvălia. Opa, ți-ai deschis magazin pupăză? Ce magazin, mă, Lane? Cu antichități? Ce antichități, mă, Lane, că nu e nicio antichitate. Mă rog, minimarket am vrut să zic. Băi, dacă vă mai atingeți de minimarket ăsta de întrerupător pe timpul ședinței, să știți că zburați la București, la Putin. Păi și atunci de ce ne-a refugiat aceea munți, nu înțeleg. Mărlane, am lăsat acolo om ca să stea cu ochii pe Putin. O să știm ce face minut cu minut.
sau? L-ați lăsat pe bolșevic? Pe Moș Cristache? Sunteți genial, șeful! Că poate îl divuie Putin ce hram poartă, să apucă de el, îi dă novocioc și scăpăm de bolșevic odată pentru totdeauna. Ciorete! Am zis arma secretă, Ciorete! Ți se pare ție că un Moș Cristache, adică un bolșevic din ăsta, poate să fie armă secretă, Ciorete? Dacă nu e bolșevicul, atunci cine? Tot eu vă spun. E Rambo din Carpați. Asta pune cap avea toate. Vadilaule, unde te duci? Mă duc să-l pun la punct. Păi și le ratoa de Putin! L-ai lăsat pe mușurica cu Putin? Aoleu, e clar. Începe nuclearul. Nu începe nimic, Ironico. Pentru că ăla n-are voie să acționeze fără ordin. El doar stă în dispozitiv și urmărește ținta. Ia chiar. Să vedem ce mai face inamic, Barbaro? Laptopul! Matescu! Cu tot niște teamă, Matescu. Doamne, ce dur sunteți! Barbaro? Matescu! Da, hotărâți-vă odată, șeful! Eu nu știu să-l deschid. Barbaro? Lasă-l! Dă-mi că îți fac eu ca un cralou de ăsta. Am unghii rămase de la... E ca la ouă. Ia, porceluzea Pepa. Ce-i că-i Rambo? Opriți-mă, fac orice. Măcar urechile. Prins KGB-ul și îl torturează. Cunosc procedurile. Ce? Ce face? Din filme, bineînțeles. Păi n-ar fi fost bolșevic în locul lui, mă. Trebuie să face ceva, să acționăm rapid, să trimitem avioane, trupe, aeroportate, submarine, escavatoare, scărulante, tot, macarale, să trim... Ce vă dați mă la mine așa? E cu colegul vostru, mă, voi v-ați trimis la moarte. Măi, stai mă la noi așa, mai ușor ca să nu ne pripim, zic. Poate s-a lăsat intenționat capturat ca să intre în mijlocul inamicului să-i afle intențiile. Aveți și voi puțin tică răbdare, nu mai fiți mă așa repeziți. Colegi, nu mai fiți mă repeziți, ce sunteți repeziți? Îți fac omul să-și facă treaba, dar asta e rea, bă, mă. Îndurare. Dar dracu, ce bun e pantorie, mă! Ăsta o să ia pâinea de la gură lui Stallone. S-a mă rog cu oliva, că l-ai moș acum. Și cu eu zic să închideți repede legătura până nu ne localizează rușii poziția. Că dacă trec alea 30 de secunde, adio, vine termica peste noi. Mă iertați? Nu! Hai, auzi, poți. Ce dracu, vă bucurați atâta, mă, săracu-i schigiuiti, nu pot să mă uit la așa ceva. Nu pot, vă-i las de noroci și acum bucurați. Deci nu mă iertați, nu? Dă-mi face, dinozaur, dă-mi face. Dă-mi face să mă mănânce din măcară urechile. Așa, eroule, luptă, dă-i acolo, dă-ne magioane, rezistă. Mă scuz că nu mă uit la tine, dar rezistă până venim noi, că până îți trimitem, lași ăștia, mă, forțe armate și ce mai trimitem noi de aici. Rezistă, fii strong! Rambo, sunt eu, pupă, să mă auzi? Matescu, târnă. Iubitele mele, două secunde, că pe tatăl sună de la servici, da? Da, stați cu mine. A zis iubitelor? Uite-te acum, mă, că-i singur. Uite, păi ești nebun, stai cu gagici acolo și nu era cât pe ce să-i trimitem ajutoare, avioane, submarine și așa el cu panarame, nu? Urlane, tu mi-ai făcut fetele panarame, mă? Ce s-a părut, vânjosule, n-a, nina, eu nici n-am vorbit azi, de el n-am vorbit, n-a, cu plajă, a intrat peste noi. Auzi, Lorez, dar tu nu treia să fii pe urmele lui Putin? Nu treia, mă, să fii pe urmele lui Putin! Nu așa stabilisem? Nu așa stabilise! Nu m-a lăsat Moș Cristache. Păi, și pe mine de ce nu m-ai informat? A zis că dacă aflați dumneavoastră, află și staful. Și dacă află și staful, află toată lumea. Și dacă află toată lumea, află...
află și Putin. Și a zis că el e patriot, dar nu e ținut cigaș. Da, da, Moș Cristache e într-adevăr patriot, dar mă rog, fii atent să-ți deconectez camera, că era să trimitem tancurile, avioanele, scările rulante, ce-ți mai trimitea Mărlanu, ca să te scoată pe tine din mânuțele gândilatoare. Mă scuzați, trăiți! Minunță-ți, minunță-ți mănânc urechea! Da. Fiorete, ia sună-mă pe Moș Cristache ca să aflăm noi situația din teren. Hmm? Dacă nu ți-a lăsat să trezi... Aha! Nu răspunde. Deci l-au dibuit rușii. I-au făcut felul. Am scăpat de bolșevic. Doamne ajută! Ești căciuri iar. Da, vă rog. Alo! Alo! Ce faci? Ce faci, latifundiarule? Ți s-a făcut dor de vocea mea? Ți s-a făcut dor de mine sau ce? Latifundiar, ce-a făcut țăranul? Eronată, dragul meu Mârlănel, nu e cazul că țăranul este temelia țării. Țăranul este baza fundamentală a agriculturii autohtone, ceea ce nu e cazul lui Chiorete. Bă, Chiorete a ieșit de mult în sistemul ăsta. El este deja de mult încadrat în rândul consopiștilor de oraș, sau mă rog, de asfalt. De aia am și spus, lat în fund. Iar... Latifundiar. Inginer, o ce mă fă bancă? Nea bolșevică? Nu-ți duce nimeni adorul pe acelea. Bine, cu excepția lui aia cu coasa. Și nu ca să ne hăhăim, te-am sunat. Președintele vrea un raport amănunțit din teren, de la Matale. Președintele acelea dă față și te aude ea. A, să trăiască el, grande comandante suprem, să trăiască! Trăiește, Nea Cristache, trăiește! Da, întrebarea e unde? Aici sau pot să mă întorc la palat? Adică, în urmă, e liniște pe acolo? Se mai găvărește Paruschi? Drept să spun, habar n-am, pentru că eu nu sunt la palat. În primul rând. Păi, dar mie mi-a zis Dorulescu că ai preluat Matale misiunea. Adică, nu-l urmărești pe Putin? Cum să nu-l urmăresc pe Putin? Îl urmăresc, dar de la televizor. Sau la televizor, mai bine zis. Stau comod în fotoliul pe care mi l-a făcut de curând cadou binecuvântata mea soțioară și mă uit la Putin, că e la Moscova. Adică, cum, s-a întors deja acasă? Dar nici n-a fost nevoie, că Putin nici măcar n-a venit în România, mă. Păi și eu atunci cu i-am dat... Bucata. Nu știu, unei sosi din cele 30, cât zic ăștia, că ar avea vreo 30, da? Mă, o fi Putin nebun, dar nu în halul ăsta încât să vină în persoană într-o țară NATO. N-a făcut altceva decât să-și trimită sosia să vadă cam cum reacționați, să vadă dacă e în siguranță în cazul unor întâlniri oficiale la nivel înalt, știi? Mă rog, și nu prea e, adică nu prea e în siguranță, se pare. Păi atunci putem să ne întoarcem liniștiți la palat, să ne cinstim! Nu, sfatul meu este să nu. Mai bine rămâneți acolo, ba, eu v-aș sfătui chiar dacă puteți să găsiți pe undeva prin apropiere o unitate militară de aia mai de elită. Că din cauza smetiei, știți ce ați făcut? Ați reușit să ajungeți direct pe prima poziție în lista neagră a lui Putin. Ca să vă dea niște ceai de la negru. O să vă caute toți distribuitorii de Novocioc, da? Oh, no. Aveți grijă ce beți, aveți grijă ce mâncați și mai ales nu care cumva să stați în dreptul ferestrelor. Hai că le știu astea, ce dracu? Șeful, e cramă, n-are ferestre. Da, știam, mă atestre, dar am făcut așa... Doar o simulare ca să vă testez viteza de reacție și luați asta de aici. Dacă eventual aveți nevoie de mine, eu aș putea să vin până acolo și să fac
o inspecție, o documentare, aș putea să mă ocup și de securitate. Știți vorba veche? Unde e securitate, e și neacristache. La dispoziție! Pataie, nu-i nevoie, că șeful are la dispoziție tot dispozitivul de pază și protecție cu trânsul. E acelea și SPP-ul, și armata, și poliția. Zici și de mine, că știu aici. Bine, 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 am înțeles, dar oricum știți ceva? Dacă totuși se ivește ocazia și aveți nevoie de mine și mai ales de serviciile mele, știți unde să mă găsiți, nu? În același loc, mereu la datorie, cu ochii cât o tipsie. Băi, peizan țărane, au revoir! Aceasta te-a făcut fără... Deci, o să mai stăm pe aici. Asta înseamnă că trebuie să ne organizăm. Din acest moment, eu preiau funcția de șefă a dispozitivului de pază a președintelui. Ce face? Nu doar ce face, eu trebuie să știu și ce nu face. Și tocmai de-aia, pentru că eu sunt singura care nu are niciun interes să-l vadă pe președinte mort. Adică? Păi noi ce interes să-l avea făi? Ca să-i luați locul. Cine vine interimar în locul președintelui defunct? Ministerul de Interne sau ea de la armată? Doamne ajută! Doamne ajută să nu se întâmple așa ceva, mă pupăză, că noi nu ne descurcăm să conducem țara asta, să fim președinți, că suntem proste, n-ai rău, mai ales ăsta. Și eu ce interes aș avea să-l omor? Dacă eu nu pot să ajung președinte, că sunt femeie și în România nu se votează așa ceva. Bun, vreau camere de supraveghere în toate locațiile președintelui. Pentru că vreau să știu tot ceea ce mișcă. Păi să pui și la baie, să vezi dacă mai mișcă ceva. Și te agităm pe mână, madam, ca la mătăluță nu-i mișcă nimica în micuță. Dar nu la mișcarea aia mă refeream, pervers bătrân, da? Și dacă vreau să știu, lui domnul președinte nu mi se... niciodată. Pentru că el e tânăr, e verde, e frumos, nu e veșteș și bătrân ca tine. Veșteș și bătrân ești tu cu măta ta, tato! Gata! 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 Nu vă mai agitați, că eu nu sunt în niciun pericol. Când o văd ciocea lui Putin, habar n-a unde sunt, mă. Și până o să afle, vă spun eu ce facem. Schimbăm locația. Da, da. Mi se pare foarte bună ideea lui Bolșevicu cu unitatea militară. Mărlane, vorbești cu toți comandanții de unități militare cu sisteme de apărare antirachetă termică. Antirachetă, dar asta aș putea găsi, dai cam departe, că unul sigur e, dai la New York. Face mult. Deci există? E normal că există, bineînțeles. Păi și atunci de ce ați zis de mine că am știți lumina? Din obișnuință. Ia că te bagă mă așa. Hai mă, cetează-o odată spatea. De acum la cum de tine, dar să-ți tâi, faci și pe jos, ține bine. Păi nervează cocoșata. Stai dreptul din gură, știu și asta, că omul ăsta... Vorbește un rog, nu rage un bău. Vă explice și mie ce are de explicat ca să înțeleg și eu, că dacă vă răgniți ca proștii, nu înțeleg nimic. Puteți să ne luați ei, șeful? Da. E, vezi, acum, dacă e liniște, am înțeles tot, bă, când e clar explicat în explicare. Deci, găsește o unitate militară, Mărlane. Ah, stai, că asta e cu totul altceva. Vezi, haosul, unde duce. Puneți. Găsește o unitate militară din asta super sigură, care să întrunească și ea niște condiții mai umane, pentru că, până la urmă, noi am fost soldați NATO, căliza, totuși, mai avem nici noi 20 de ani. Unii nu mai au nici 60. În schimb, altele au tot 20. Da. IQ. Hai! Când 20 e mult. Gata, ședința s-a încheiat, toată lumea la culcare. Arme deșteptarea! Faliați în fronta tăruia! Hai, stingerea! Ce faci, Varvaro? Păi n-ați zis stingerea! Păi și ce cauți cu mâinile în pantalonii mei? Păi dumneavoastră erau... Scuze, credeam că sunt ai mei. Căutam cheia de la ușă. Credești?
Ia mâna, că n-ai tine la mine. Mătescu. Mătescu, termină. Suzeta. Barbaro. Ce-a fost, mă? Ai ieșit prea bine acum. Matescu. Matescu. Bă, nu se poate, Matescu. Nu am cum, Matescu. Atunci mi-am dat și eu seama. Mi-am dat și eu seama că, de fapt, noi trebuie să ne păstrăm o ficțiune.